Ground airship with her framework encasing 7 million cubic feet of inflammable gas is being carefully maneuvered towards her hangar when suddenly... Doamne, ce dezastru! Ce dezastru! Zeppelinul Hindenburg. Doamne, cum arde hidrogenul ăla! Doamne! În câteva secunde s-a dus. O să întrebați ce legătură există între ce o să vă arăt acum și Zeppelin? Păi, până de curând toată lumea știa că margarina este făcută din uleiuri naturale, că este sănătoasă, ca în ultimul timp să aflăm că este făcută cu uleiuri hidrogenate, da, combustibilul cu care era alimentat și Zeppelinul, care a ars în câteva secunde. Deci, practic, avem câte un Zeppelin în fiecare cutie, câte o dramă Hindenburg în fiecare cutie. Și dacă ne uităm un pic mai bine, ce observăm acolo? 5 grame de proteină în aproape o jumătate de kilogram de margarină, adică mâncăm nimic și alături sare. Mâncăm un nimic cu sare și cu hidrogen. O bombă cu efect întârziat. Păi și acum, dacă mănânc sare cu nimic și hidrogen, ce se va întâmpla? E clar că un dezastru în organismul nostru. În primul rând, va crește tensiunea. În al doilea rând, ficatul va fi afectat cu timpul. Și vă spun asta din proprie experiență. Mama mea, în goană, tot după produse naturale și naturiste, consuma foarte multă margarină. Dar numai în ultimul timp aflăm că margarina este făcută din uleiuri hidrogenate, care în loc să facă bine, de fapt, fac rău. Și sunt... ajută și favorizează cancerul. Ei, vreau să știți că mama mea a murit de cancer la ficat, o femeie care n-a băut niciodată în viața ei 100 de grame de alcool, n-a fumat niciodată și cu asta a căzut și mitul că numai fumătorii și alcooliștii se îmbolnăvesc și fac cancer la ficat, tocmai pentru că consuma acest produs și cu atâta încredere și a murit în niște chinuri groaznice, întrebându-se unde a greșit. Criminali sunt producătorii ăștia. Între untul sănătos, natural, cu proteine, gustos, tot ce vreți, și între margarina, care conține nimic cu sare și hidrogen, ce alegeți? Ce veți da copilului dumneavoastră, dacă țineți la sănătatea dumneavoastră și a familiei dumneavoastră? O să ziceți că margarina e ieftină și sunt vremuri grele, pensii și salarii mici. Da, dar ăștia 2-3 lei care economisim la margarină, o să-i dăm pe bani grei la medicamente mai încolo și vom suferi crunt. Deci, margarină la gunoi, de acum încolo numai și numai unt, atât cât îmi permit și când mi-l permit. Mai bine puțin și sănătos decât mult și prost și pe urmă chinuri. Doamnelor și domnilor, să fiți sănătoși!